Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi continuăm ciclul de prezentări, întrebări înainte de miezul nopții, vorbind despre o altă întrebare din Biblie. Vă mi să deschidem Sfânta Carte în Genesa la capitolul 24 cu versetul 58. Genesa 24 cu 58 spune așa. Au chemat dar pe Rebecca și i-au zis, Vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Vrei să te duci cu omul acesta? Aceasta este întrebarea. Observați că este afișată și pe ecranul nostru. Am intitulat mesajul de astăzi Dragostea ca o mângâiere. Și după multă vreme îndrăznesc să vorbesc astăzi despre dragoste. Evenimentul acesta este unul unic în Sfânta Scriptură și ne arată cât de surprinzătoare este această relație dintre Dumnezeu și om și dintre om și om în legătură cu dragostea. Se spune că marele bărbat al lui Dumnezeu, Avram, într-o zi a vorbit cu slujitorul lui și a spus: "Uite, fiul meu Isaac trebuie să se căsătorească. Avea vreo 40 de ani Isaac." te rog să nu iei din fetele astea de aici, te duci în țara mea, acolo la rudele mele și de acolo să iei o nevastă. Probabil că oamenii aceia se închină lui Jehova. Te rog frumos, jurămi că vei face asta. Și Elimelec, robul lui Avram, a jurat lui Avram și s-a dus să-i caute lui Isac nevastă. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți această istorie. Pentru cei care nu o știți, o găsiți în Geneza la capitolul 24. O istorie fascinantă, cu multe detalii interesante. La un moment dat, însă, Elimelec este într-o criză personală și se gândește de unde se știe să știu să-i caut lui Isaac nevastă. Ce să fac? Cum să fac? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acest rob a luat 10 cămile, Geneza 24 cu versetul 10, Dintre cămilele stăpânului său, a plecat având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Aici intervine uh, istoria fascinantă. Am împărțit mesajul de astăzi în trei momente, care încep cu aceeași literă. În primul rând vom vorbi despre caracter sau ceea ce definește o persoană. Caracterul sau ceea ce definește o persoană. O persoană poate fi definită în multe feluri, cum arată, stilul ei, cum se îmbracă, ce muzică, poartă, ce muzică ascultă, ce uh, slujbă are, câți bani are, dar, dar, aș vrea să subliniez un simplu aspect astăzi. Ceea ce caracterizează cel mai bine o persoană este caracterul. Și urmărim uh, această istorie antică împreună cu robul lui Avram numit Elimelec care se duce, ajunge în Mesopotamia îmi și imaginez scena zece cămile odihnându-se în genunchi stau să vadă atunci când femeile vin să scoată apă probabil că era o fântână din aceea adâncă cu o intrare foarte mică până în adâncime dacă aveai uh, uh, găleată puteai să slobozi acea găleată printr-o frânghie, o umpleai cu apă, o ridicai, dădeai de băut animalelor, beai și tu, pentru că era o vreme călduroasă. Și în timp ce stătea omul acesta la fântână, se roagă lui Dumnezeu și zice, Doamne, hai să citim. Versetul 12, Geneza 24 cu 12. Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi zbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata, cărei ai voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde, bea, și am să dau de băut și căminilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Dragilor, personal aici am o problemă. Mulți dintre oameni se încumetă, zic eu, să pună tot felul de semne de genul acesta lui Dumnezeu. Doamne, dacă plouă, mă duc. Dacă nu plouă, nu mă duc. Era o vreme când oamenii puneau astfel de semne lui Dumnezeu. Nu știu, oare este bine lucrul acesta? Să punem semne. Mai ales când e vorba de o persoană iubită pe care să o iei în căsătorie sau pe care să o pețești în numele cuiva. E bine să spui astfel de semne. O să revenim la această întrebare. În momentul în care omul lui Dumnezeu se roagă, iată că nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebecca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară, niciun bărbat n-a avut să se legături cu ea. Ea s-a pogorât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dă te rog să beau puțină apă din vadra ta, Bea, domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit de a plecat vadra din mână, pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale până vorbea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămile de băut, omul a luat o verigă de aur de greutate în jumătăți de ciclu, două brățări grele de 10 sicli de aur și a zis, a cui fată ești? spune te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? I-a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcă și al lui Nahor. Și a zis mai departe, avem paie și nutrezi din belșug și este și loc de găzdit peste noapte. Atunci omul a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit în îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Fata a alergat și a istorisit mamei sale cele întâmplate. Dragilor, imaginez acea atmosferă foarte frumoasă, simplă, când o fată se duce să scoată apă cu vadra, Uh, omul acesta îi spune: Dăm să beau din vadra ta, fata îi zice: Îți dau și ție, și lor tale. Omul își dă seama că fata are un suflet ales. De ce are un suflet ales? Observați câteva lucruri interesante aici, în pasaj. Zice așa: Bea domnul meu, a răspuns ea, versetul 18 și s-a grăbit de a pleca, de vadrat pe mână și a dat să bea i-a plecat vadra pământ. Hai, bea, bea. S-a grăbit. Observați această fervoare cu care Rebecca îl întâmpină pe Elimelec. Ea se grăbește. Ea când trebuie să facă ceva, face, repede. S-a grăbit de a plecat vadra. După ce i-a dat bude, s a bude, s-a săturat, a zis, am să scot apă. Și pentru că milile tale până vorbea și se vor sătura, a vărsat în grabă vatra în adăpătoare. Observați? Un element esențial era o adăpătoare, era un șgheab de unde beau animalele. Dacă a rămas apă din ceea ce a băut Elimelec, ea repede aruncă apa în adăpătoare, apa este scumpă, apa nu poate fi aruncată pe nisip. Ea nu este o răsfățată care nu știe să aibă grijă de lucruri. Lucrurile prețioase sunt date de Dumnezeu și nu trebuie risipite. A aruncat vadra în adăpătoare, apoi, a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă. Observați? A alergat. Un caracter ales. Un caracter care dovedește personalitatea ei marcantă. Era frumoasă. Mai mult decât atât. Era fecioară. Mai mult decât atât. Numai că era fecioară. Niciun bărbat n-a avut se legături cu ea. Nu știu câți ani ar fi avut. Cu siguranță era o diferență de vârstă între ea și sa, care avea 40 de ani. Dar, Observați, vă rog, această puritate a Rebecăi, această dispoziție de a sluji, această dovedire a unui caracter prin sacrificiu. Caracterul ales se dovedește prin sacrificiu. Tu nu poți să zici ai un caracter ales și să ai psihologia în viață, lasă-mă să te las. Caracterul definește o persoană. Pentru că trebuie să ai grijă la gândurile tale. Căci gândurile tale vor deveni atitudinile tale, faptele tale, faptele tale vor deveni atitudinile tale și atitudinile tale vor defini caracterul tău, așa spune o maximă. Ai grijă la gândurile tale. În contextul acesta, Rebecca se dezvoltă ca o ființă plină de drag, plină de slujire, cu promptitudine. Da, sigur, cum? de ce aveți nevoie? Am fost și eu în diferite case în lumea aceasta și am văzut exemplare de tineri, exemplare de oameni care până să-ți dea ceva, până să-ți ofere ceva, până să te invite la masă, trece timp prețios și nici nu-i trece prin cap să te întrebe ai mâncat, ești flământ? Oamenii aceștia dovedesc pe față caracterul. Dacă aș fi avut pe cineva care să-mi fi spus la momentul potrivit aceste lucruri, aș fi fost ferit de multe greutăți în viață. Când cineva te are ca oaspete și nu te slujește, nu te face să te simți bine, omul acela are un caracter cu probleme. Când omul are un caracter ales, încearcă să lucreze plin de pasiune, încearcă să îți satisfacă bucuria de a fi în casa lui, să îți ofere ce are, chiar dacă nu are decât un par cu apă rece vreau să te servesc cu ceva. Te să un pahar cu apă. Și să noi bem apă așa de rar. Ia te rog un par cu apă. Bea și dacă nu ți este sete, pentru că este foarte bun. ca un duș interior. Și te rog, servește lucrul ăsta. Um, caracterul. Cât de prețios este caracterul. Cum adică? La 10 cămile? Să dau apă la 10 cămile? Frate, pf, trebuie să pui mâna, trebuie să pui să la treaba acolo, trebuie să bagi vadra, să scoți vadra, iar să o introduci, iar să o scoți și până la urmă obosești, ești tânără, ești domniță, ești firavă, ești ca o garofiță. Nu! Nu! Când vrei să ai un caracter ales, slujește. Fie că ești tânăr, fie că ești tânără. Când vrei să-ți formezi un caracter ales, fă sacrificii. Nu te gândi, au, o -o să spăl vasele, au, o, le -o să bag la spălat, Aul o, o să întind rufele, au, o, o să fac de mâncare, ah, cât aș sta pe net. Nu așa, nu așa. Vrei să ai un caracter ales? Slujește. Sacrifică. Um, fi plin de viață. La un moment dat, zice unul dintre înțelepții Vechiului Testament, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Tu trebuie să faci ceva, ceva mic, să mături colțul ăsta. Ei, mătură colțul ăla cu toată pasiunea să vezi ca pentru Dumnezeu. Tot ce face, să faceți ca pentru Domnul. Așa făcea Isus. Eu sunt convins, deși nu avem mărturii exacte în Sfânta Scriptură, că Isus, când făcea un scaun sau când făcea o masă să le ducă la piață, le era dulgher, le făcea cu toată considerația și cu tot efortul și cu toată pasiunea lui și erau aproape de perfecțiune. Pentru că își punea toată inima în tot ceea ce făcea. Iisus când făcea o predică de asemenea, avea toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că se gândea la Dumnezeu. Lăsa Duhul Sfânt să-i pătrundă în inimă. Dragilor, prin asta se dovedește caracterul. Prin a te preocupa de slujirea celorlalți. Prin a face sacrificii. A te neglija pe tine și a încerca să-l sprijin pe celălalt. Și încă ceva. Prin a nu-i scoate ochii după aceea. Ăsta este foarte rar. A nu-i scoate ochii după aceea. Um, Rebecca n-a zis niciodată, ca da să vedeți că le am dat eu normal că au venit la noi, normal că am primit podoabele astea din aur, că am dat la 10 camile, frate. Tu singur, da, dați-vă la mine. Nu, nu. Caracterul. Ceea ce definește o persoană. Nu uitați lucrul acesta. Nu frumusețea în primul rând, nu cum arată omul, nu cum se îmbracă, ci caracterul lui, spiritul de a sluji, de a iubi. Al doilea moment este convingerea fără fisură. După caracter urmează convingerea fără fisură. Ce se întreabă? Ce se întâmplă? Omul intră în casă. Um, el zice, nu mănânc nimic până nu vorbesc și apoi le povestește ceva, v-am povestit și eu dumneavoastră, sunt robul lui Avram, Avram a trimis, m-a rugat Domnului să vină fata, în momentul în care a venit fata, chiar așa s-a întâmplat, bea și voi dea și tale, am plecat capul, m-a rugat lui Dumnezeu, am considerat un răspuns din partea lui Dumnezeu, ca un semn din partea lui Dumnezeu. Acum, dacă vreți, arătați-mi bunăvoință și credincioșie, dacă nu, spuneți-mi iarăși că mă duc acasă, dacă nu e să fie. La bani și Betuel, de răspuns, i-au zis, de la Domnul vine lucrul acesta, noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Rebeca e înaintea ta, ia o dute să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu față la pământ, versetul 53. Robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecii. A dat de asemenea darul bogate fratelui său și mamei sale, ca o zestre. După ce au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el, și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat, robul a zis, lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. O noapte s-au odihnit, observați, oameni calculați pe vremea aceea, nu au ajuns repede, hai să o luăm, să plecăm, gata, ne grăbim, nu, nu, au stat, s-au culcat, dar n-au pierdut vremea. Când s-au trezit, Elimelec a zis, mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. El a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă, lăsați-mă să plec, să mă duc la stăpânul meu. Și atunci i-au zis să o întrebăm pe Rebecca. Și observați acum un lucru esențial. Să o întrebăm pe Rebecca. Au chemat dar pe Rebecca și i-au zis Vrei să te duci cu omul acesta? Dragilor, această întrebare este o întrebare capitală pentru o viață. Pentru schimbarea unei vieți. Vrei să te duci cu omul acesta? Cu alte cuvinte, vrei să te căstorești cu cineva pe care nu-l cunoști? E bine, suntem într-o societate ancestrală în care, în general, copiii nu-și alegeau soții. Și, în modul cel mai ciudat cu putință, noi ne alegem partenerul de viață abia de vreo 100 ceva de ani. Dar, în ultimii 150 de ani, S-au întâmplat multe. Emanciparea femeii, predicile de la învoane răstălmăcite în legătură cu rolul bărbatului și al femeii, bărbații, în loc să fie așa cum zice Domnul, să-și iubească nevestele ca, pe Hristos, ca Hristos biserica, a devenit niște brute, considerând că stăpâni înseamnă să fie stăpâni ca pe vremuri când erau sclavi și stăpânii bateau pe sclavi, nu despre asta este vorba. Suntem într-o societate în care părinții aleg pentru copiilor. Dar această fată este chemată să facă o alegere. Și întrebarea este aceasta: vrei să te duci cu omul acesta? În contextul în care ți se pune o astfel de întrebare, stimată domniță, poate să fie un cadru frumos, filmat acum, depus pe YouTube, poate să te ceară, într-un fel, cavalerul tău. Când îți spune "vrei să?" te implor. Te rog din suflet. Niciodată să nu zici da dacă nu ai o convingere fără fisură. Dacă nu ai o convingere care să ți stăpânească inima și să zici "da, vreau să merg înainte cu toată inima mea", cu toată inima mea vreau să merg înainte. Da, vreau, a răspuns Rebecca. Dacă ai uh, clătinări, dacă ți-e frică, dacă ți-e frică de faptul că rămâi singură, dacă ți-e frică de faptul că rămâi de rușine în sat, dacă ți-e frică de faptul că ai ajuns la o anumită vârstă și nu s-a întâmplat încă să te ceară cineva și te cere exact unul pe care nu-l suporți, dar acum ce să faci? La întrebarea asta, mai ales că te și filmează, cum să-i zici nu, cum să refuzi, dacă ai această gândire, este greșit. Vreau să citești ceva interesant. În 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 12, Cuvântul Lui Dumnezeu spune așa. Nu, cu versetul 16, iertați-mă. Înainte, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem de plină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică ci dragostea desăvârșită îi zgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Ați auzit? În dragoste nu este frică. În momentul în care iubești pe cineva, nu poți să spui, da, vreau, dar am o groază teribilă. Dacă ai groază, dacă ai îndoieli, stai în banca ta. Nu încurca omul respectiv. Nu încurca fata respectivă. Pentru că lucrurile sunt uh, dramatice la capitolul acesta. Am auzit despre o doamnă care la un festival de tineret povestea tinerilor. Eu nu l-am iubit pe soțul meu la început. M Am construit așa. A, ah, da, dragostea a venit după aceea. Și s-a văzut ce dragoste a venit după aceea. Vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau. Dacă vrei, fi hotărât, fi ferm, nu oscila. Dacă vrei să intri în această ecuație a dragostei, intră cu toată inima ta, nu intra așa cu jumătăți de măsură, că lasă, că dragostea vine pe parcurs, nu suport eu cum arată, dar dacă se machiază puțin, își dă pe sub ochi, așa, unde are cearcă astea odioase, poate să fie și drăguți. Nu-mi place de ea, nu-mi place nici cum îmi miroase gura, dar dacă trece vremea, o să o aranjez eu, o să o fac eu. Nu gândi în felul acesta. E adevărat. În această viață nu există perfecțiune. Să zici, da, vreau, atunci când totul este perfect, nu pot să existe anumite lucruri care să nu fie perfecte, dar pe care perfecțiunea sufletului tău încredințat să le poată accepta fără probleme. Încă o dată. Nu vei ajunge să găsești pe cineva perfect. Dar în momentul în care ai ales persoana și s-ai spus da vreau, merg înainte, atunci fii responsabil de alegerea pe care ai făcut-o. Un tânăr a dorit să facă o mare carieră în viața lui și era un predicator. Și înainte să fie căsătorit, a văzut o fată, a văzut o fată și a zis să procedeze ca la carte, ca în Biblie. Să nu fie prieten cu ea, ci să o ceară direct de nevastă. Ca așa a citit el într-o carte. Și într-o seară, în timp ce se plimbau, erau cunoscuți, se plimbau, dar nu erau prieteni, nu erau prieteni îndrăgostiți, pur și simplu erau doar cunoscuți care mai vorbeau, se mai înțelegeau. El i-a spus scurt, uite, vreau să spun ceva foarte important și n-am spus la nimeni. Și i-a zis, vrei să ai grijă de mine toată viața? Ea s-a șocat, a făcut ochii mari și a zis, da. Apoi a plecat în casă. Și era foarte fericită și surprinsă și tatăl său a văzut-o. Și a întrebat ce s-a întâmplat. Și a zis, m-a cerut cu tare de nevastă. Tatăl s-a scos un oftat. Și a zis așa. Dacă tu crezi din toată inima ta că poți să fii alături de băiatul ăsta și alături de ceea ce era la el de făcut, zi da. Dar gândește bine. Dacă nu crezi că îți place o astfel de viață, dacă nu crezi că poți să duci o astfel de viață, nu încurca băiatul. Înțeleg, tată. Dacă l-ar fi ascultat fica lui. Mulți dintre noi, dragi prieteni, atunci când pășim în viață, nu avem o convingere fără fisură. Și lucrul acesta se repercutează. Așadar, placă-ți sfatul meu astăzi. Dacă ți se pune această întrebare, vrei să te duci cu omul acesta? Să te duci după omul acesta? Dacă vrei cu adevărat zi, da, vreau, ca Rebecca. Pășesc în necunoscut, cu credință. Dar dacă ți-e frică, dacă ai îndoieli, dacă nu-ți place cum se poartă, nu te gândi că va fi bine și nu spune da, vreau. Cineva, drag sufletului meu, a intrat într-un astfel de context și după o perioadă de timp a trăit o amară decepție și mi-a povestit că înainte de a se căsători, individul, în timp ce stătea la volan și vorbea cu ea, i-a tras un dos de palmă peste gură de a protit-o cu... Uh, Capul pe bancheta din uh, dreapta. Și bineînțeles că după aceea și-a cerut iertare și s-au împăcat și până la urmă și căsătorit. Și am întrebat-o, sora mea, cum a fost posibil să te căsătorești cu unul din ăsta după ce ți-a tras una peste gură în felul ăsta? Tola are virvate, nu? Cum a fost posibil? Păi m-am gândit că nu e el chiar așa, dar l-am enervat cu ceva probabil, l-am supărat și de aceea a, a izbucnit așa. Draga mea, dragul meu, când Dumnezeu îți pune întrebarea aceasta, vrei să te omul acesta? Când alesul inimii tale de care ești îndrăgostită sau aleasa inimii tale, este în fața unei alegeri, fă ca această alegere ca această convingere să fie fără fisură. După caracterul, ceea ce definește o persoană, după convingerea că trebuie să fie fără fisură, da, vreau! Urmează în al treilea moment, cortul dragostei. Auzi ce s-a întâmplat. Au lăsat pe sora lor Rebecca, Geneza 24, 59, să plece cu doi ca ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mama mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Hairoi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isac ieșise să cugete în taină pe câmp, iată un om deosebit. Despre Isac nu se spun lucruri foarte rele în Sfânta Scriptură. A crescut ca un copil ascultător. În ocazia trecută am văzut cum el ar fi putut să-l oprească pe tatăl său, să-l aducă jertfă, dar n-a făcut-o. Isac avea momentele lui de cercetare de sine, momentele lui de a cugeta în taină pe câmp cu Dumnezeu. Dacă ai un astfel de prieten, dragă domniță, care obișnuiește din când în când să-și atind, să cugete la Dumnezeu, la viața lui, să se roage în taină, prețuiește omul acela. E un om deosebit. Într-o seară, pe când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Iată că veneau niște cămile. Rebecca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Iată o parte interesantă a caracterului Rebecăi. Ea s-a dat jos de pe cămilă, nu, nu a îngăduit ca să fie la înălțime și el uh, jos. Când uh, iubești pe cineva, vei încerca să faci lucrul acesta, să-ți armonizezi poziția, altitudinea. A zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat mahrama și s-a acoperit. Era un obicei oriental, o rușine, o rușine în aceea frumoasă, în care nu vii cu tupeu, ci vii cu sfială, o rușine din aceea dulce. S-a acoperit cu mahrama. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Îmi și imaginez pe Isaac, robul său, Rebecca, stând față în față, Isaac cu privirea în pământ, din când în când o sorbea cu privirea. Era întâlnirea vieții lui, era șansa vieții lui, era cea pe care o așteptase. Isaac a dus pe Rebecca în cortul mamei Sara, în mamei sale Sara. Acesta este cortul iubirii. A luat de mână, Uh, S-a uitat în ochii ei, a cerut călăuzire din partea lui Dumnezeu. Avram i-a dat deja binecuvântarea înainte ca să plece după soția lui. Isac a luat pe Rebecca, a dus-o în cortul mamei sale Sara, a luat pe Rebecca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isac pentru pierderea mamei sale. Iată cortul dragostei. Ce înseamnă cortul dragostei? Înseamnă să lași durerile tale în urmă. Moartea mamei sale a fost uh, o mare durere pentru Isac. Dar atunci când pășești în viață alături de persoana iubită, lasă durerile în urmă. Mai mult decât atât, cortul dragostei înseamnă ceva sacru. Nu zice Biblia că a dus pe Rebecca și pe Doica și pe slujitoare și pe nu știu cine. Nu, nu. Doar pe Rebecca în cortul mamei sale, Sara. Adică nu lăsa pe nimeni să intre acolo. Nici pe Avram, nici pe alții să arunce o privire. Și mă refer la figurat, nu la propriu. Pentru că sunt așa de multe corturi ale dragostei care pleacă bine la început cu intimitate, cu discreție. Dar peste două zile, ea sună pe masă. Mamă, să vezi ce a făcut cu tare și cu tare și cu tare. El sună pe taică Tată, nu știu ce e cu asta. Și așa mai departe. Nu. Nu lăsa pe nimeni să intre în cortul acesta al dragostei. Mai mult decât atât. Săptămâna aceasta auzisem niște emisiuni la radio uh, în care se vorbea despre micro-cheating, micro, înșelare micro Se pare că vremea lui Moș Virgulă, Ion Luca Caragiale, cu o scrisoare pierdută, a trecut de mult. Astăzi, dacă vrei să înșeli pe cineva, poți să o faci printr-o înșelare ușoară, se zice, micro cheating scriindu-i un mesaj pe Viber, pe WhatsApp, pe Facebook, E foarte simplu astăzi. Dar nu uitați un lucru. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mai mari. Mulți dintre noi au făcut greșeli în viață la capitolul acesta. Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu mai facem aceste greșeli. Atunci când tu nu poți să-ți lași telefonul liniștit, că poate vede ceva soția pe el sau soțul pe el, ai o problemă. Cortul dragostei tale este asediat nu înseamnă să fii fanatic. Nu înseamnă că trebuie să-i telefonul, să vezi cu cine ai scris, să fii gelos ca o boală, pentru că gelozia este o boală. Dar înseamnă să ai liniște, să ai libertate, să nu lași pe nimeni să intre în cortul dragostei tare. Și așa vei avea o dragoste ca o mângâiere. Acesta este titlul mesajului meu de astăzi. Dragostea ca o mângâiere. Nu îmi dă pace o expresie aici în Sfânta Scriptură, Aș îndrăzni să vă spun despre această îndoială mea. E posibil să greșesc, re, repet lucrul acesta, e posibil să greșesc, însă, în general, Sfânta Scriptură nu dă detalii degeaba. Rebecca începe bine. Este plin de spirit de sacrificiu, este plină de pasiune, este uh, frumoasă, este fecioară, n-a auzit legături cu bărbați, uh, este împodobită cu podoabe. Uh, sfioasă, respectoasă, se dă după cămilă. Dar la un moment dat Biblia spune că Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara, a luat pe Rebecca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. El a iubit-o. Am întrebat oare de ce nu, nu zice în Scriptură ei s-au iubit. Asensul acesta poate să fie și unul care să vorbească despre a fi în mod intim împreună cei doi. El a iubit-o, adică el a inițiat această uh, legătură. Însă poate să fie în același timp uh, un detaliu pe care Biblia îl amintește și care, dacă este așa cum gândesc eu acum, s-ar putea să fie unul hotărător și unul care descrie exact ce s-a întâmplat în această căsnicie puțin mai târziu. Ce vreau să zic este că dragostea, dragilor, nu este o stradă cu sens unic. El mă iubește și atât. Ea mă iubește și atât. Nu, dragostea este o stradă cu dublu sens. Cu investiție de ambele sensuri. Isaac a iubit-o. Și dacă am fi să radiografiem lucrurile concret cum s-au întâmplat în continuare în viața lor, ceea ce vom vedea într-un fel și săptămâna viitoare la mesajul um, care va avea în centru întrebarea cine ești tu, fiule, vom vedea că Rebecca ajunge la un moment dat să fie foarte arțăgoasă. Dintr-o femeie recunoscătoare și plină de pasiune ajunge la un moment dat să fie extrem de nemulțumită. În cele ei, la un moment dat, nu se năștea nimic, era frustrată. Și soțul ei se roagă pentru ea și Dumnezeu îi dă o sarcină. Și câte femei și-au dorit o sarcină, și câte femei au promis că dacă ele ar putea fi mame, ar fi cele mai bune mame, și vai, cât privilegiu și câtă bucurie ar fi, însă, în momentul în care este însărcinată, vede că ceva se întâmplă, sunt lupte între cei doi gemeni și ea, în loc să se bucure și să zică, Doamne, uite ce activ sunt copiii mei, uite ce situație extraordinară, trăiesc, să pot să-i văd cum se mișcă aici, în burtă. Ea zice, dacă e așa, pentru ce eu mai sunt însărcinată? Nu mă întrebe, ce cu asta? Și așa mai departe. Apoi se naște uh, Esau, dar ea se atașează mai mult de-al doilea născut, care este Iacov și uh, lucrurile înaintează pe panta aceasta a durerii, Esau este atras mai mult de Isaac și Isaac parcă îl iubește mai mult pe Esau. Rebecca este atrasă mai mult de Iacov și îl iubește mai mult pe Iacov. Iată greșelile părinților care fac favoritisme. Și la un moment dat Isaac ajunge bătrân, nu mai vede și nu prea, nu prea are parte de mângâierile prea mult ale soției, stă singur într-un pat, îi spune lui Esa, du-te și fă -mi mâncare așa cum îmi place mie, este bine cuvântez. Uh, nu știu dacă Rebecca nu cumva nu-i făcea mâncare sau nu, sau el putea să roage un servitor să-i facă mâncare. Nu știu, oricum, situația lui este destul de dramatică și mai mult decât atât, Rebecca hotărăște să-l mintă și una să minți pe soțul tău și alta să minți pe soțul tău orb. Și lucrurile merg într-o direcție greșită. Să fi fost în afara planului Dumnezeu ca Isaac să o ia pe Rebecca, nu cred. Să fi fost acest semn pe care Elimelec îl pusese, un semn distructiv pentru Isaac, nu cred. Dar eu personal vă recomand, și poate vă deschideți urechile bine, ca astăzi să nu puneți semne pentru că aceste semne pot fi uh, destul de problematice. Unii oameni își spun semne la sfârșitul anului, trăgând niște făgăduințe din Biblie, folosindu-le pe post de horoscop. Uh, nu cred că este bine. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat rațiune. Cred că Dumnezeu ne-a dat un spirit de discernământ să vedem care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Ne-a dat inima ca să fie ca o încredințare, iar dacă această încredințare este bună, du-te în direcția bună. Dacă această încredințare este cu frică, nu te duce în această direcție. Gândește-te dacă este doar o angoasă de moment sau este o frică teribilă. Gândește-te cum vei fi lângă omul acesta sau lângă femeia aceasta. Pentru că astfel vei fi păzit de o mulțime de necazuri. Nu căuta doar semne. Cunosc un băiat care a pus un semn că dacă viitoarea lui soție se va ruga în public, va fi soția lui. Și la prima întâlnire, când a pus să roage în public, i-a zis că nu. El era săracul foarte devastat și o iubea. Și se gândea, domnule, mi-a răspuns la rugăciune. Dar peste câteva săptămâni, într-o ocazie de stat la masă, o prietenă de-a prietenei lui a rugat-o să se roage la masă și fiind și alții de față, până la urmă s-a rugat. Și el ce a zis? A, uite, s-a rugat în public. E răspunsul de la Dumnezeu. Și-a avut o viață foarte chinuită. Pentru că aceste semne, dragilor, pot fi extrem de subiective. Și uneori inima noastră și pașii noștri ne duc într-o direcție în care aș vrea să se împlinească și poate că se împlinește, iată că se împlinește chiar dacă nu se împlinește. De aceea, dragostea, ca o mângâiere, poate să fie atunci când ai un caracter care definește personalitatea ta, atunci când ai o convingere fără fisură și atunci când în cortul dragostei tale nu îngădui să intre nimeni. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea discernământ și să vedem ce înseamnă această dragoste. Înseamnă o dragoste plină de sacrificiu, așa cum ne-a iubit Iisus. Zice Domnul Iisus lui Nicodim, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Asta înseamnă dragostea. Dragostea înseamnă sacrificiu. Dragostea nu înseamnă a da din gură și a spune a, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Nu, nu asta înseamnă. Și înseamnă a pune osul la treabă. Înseamnă a privi cu seninătate în ochii celuilalt și a lăsa durerile în urmă și a fi ca o mângâiere. Înseamnă nu-i scoate ochii. Înseamnă a nu lăsa pe nimeni să intre în acest cerc sacru al cortului dragostei tale. Cei care nu ați îndeplinit acest lucru până acum, îndepliniți-le. Cei care ați dat-o în bară, feriți-vă să mai dați în bară. Cei care aveți micro pe telefon în timp ce sunteți căsătoriți, pocăiți-vă. Dumnezeu să ne dea tuturor um, o nouă șansă la viață, o nouă șansă la a fi credincioși, o nouă șansă la a experimenta dragostea ca o mângâiere. Amin.